Important este ideea de dorințe. Nu știu despre voi, dar pe mine m-a bântuit, între ghilimele, această întrebare: sunt bune dorințele sau nu? E bine, Ana zice că nu e bine să ne atașăm de ele. Ok, da, și o să vă împărtășesc perspectiva mea și să vedeți dacă rezonați sau nu, sau în ce măsură. Cred că majoritatea dintre voi știți povestea mea, sau cel puțin în mare, da? Când am început viața într-o direcție total opusă, în care n-aveam nicio treabă cu lucrurile astea. După care am mers la 180 de grade, da? Întâi cu dezvoltarea personală, apoi cu spiritualitatea. Și în care am mers la extrema opusă, da? De la materialism complet la spiritualitate dedicată, stat în așramuri, o perioadă mai lungă, practici intense, ani și ani, da? Cu multe ore pe zi, în care, apropo de dorințe, cântam un cântec de genul Desire My Greatest Enemy, da? Dorința inamicul cel mai mare. Apropo de viața de călugăr, de și așa mai departe. Și chiar credeam asta, mi se impregnase destul de profund. Și e o nuanță foarte subtilă, nu-i așa? Pentru că, într-adevăr, ca să ajungem la Dumnezeu, la realizarea sinelui sau cum vreți să-i spunem, trebuie să nu existe alte dorințe, pentru că nu pot fi și una și alta. Însă, de-a lungul călătoriei, observa că toate convingerile, toate percepțiile, până la urmă percepem o anumită parte din adevăr, până la adevărul pur, care este un alt aspect al divinității, da? Putem percepe de-a lungul călătoriei părți și părți și părți din adevăr. Ce s-a deschis pentru mine, sau înțelegerea mai largă pe care o am acum despre dorințe, este că și mi-a fost greu să fac acest shift. Am avut o rezistență foarte mare în a îmbrățișa dorințele. Da, pentru că v-am spus care a fost călătoria și background-ul. Și de ce cred acum că dorințele sunt, nu că sunt bune sau rele, sunt un indicator extrem de important. Pentru că, și mai țineți minte de data trecută, da? Sunt mai multe spații din care ne putem seta intențiile. Mai țineți minte care sunt alea? Din ce spațiu de nevoie trebuie, mai țineți minte? Nevoie, trebuie, dorință. Da? Astea primele trei, care vin din ego, din minte, da? Din a umple un gol, de fapt, pentru că nu sunt complet și am nevoie de... Și astea sunt dorințele ego-ului. Și până la urmă nici astea nu sunt rele, o să vedem de ce. Bună, bună! Și celelalte două, da? Din spațiul inimii sau al sufletului, da? Din care aleg și iubesc. Da? Cele două spații minunate din care e... Și ne dorim, ne propunem să ajungem din acest spațiu din care să ne aliniem cu dorințele, da? Cu dorințele sufletului. Și astea două, clar, e clar, astea sunt aspirații, dacă vreți le putem numi chemarea sufletului, modul cum universul vrea să se manifeste prin noi. Și asta e minunat când ajungem și funcționăm din acest spațiu, da? În care suntem una, suntem în curgere cu universul, da? Și ascultăm ce... cum ne ghidează viața și urmăm această ghidare, da? Pas cu pas. E un spațiu minunat, pentru că și cred că de fapt asta este modul cum divinitatea vrea să ne trăim viața, cum am fost meniți să ne trăim viața și nu de capul minții. Însă și dorințele acelea, da? De nevoie. Am nevoie de bani, de o relație. Da? Pentru că viața tot timpul ne dă acest contrast dintre ce, da, experimentăm, așa zis, negativ, vrem opusul automat și spuneam, el se creează. Însă de ce nu sunt rele dorințele? Pentru că
cum să spun? Doresc o casă, o mașină, o sumă de bani sau o anumită relație, da? Cele mai frecvente. Și vine dintr-un spațiu de nevoie sau de dorință, hai să spunem, care este dintr-un spațiu de lipsă. Ce înseamnă de fapt asta la nivel energetic? Înseamnă că este un deficit de energie care îmi lipsește, da? Și vreau să iau acea energie din exterior. Asta este un indicator cu ce am de integrat în energia mea. Dorința respectivă îmi dă un semnal, un indicator extrem de important în evoluția mea. Da? Pentru că știm și cred că înțelegem asta, că nu e despre persoana respectivă, despre suma de bani, despre situațiile, lucrurile, obiectele, că știm că nu o să ne împlinească și nu o să ne aducă ceea ce căutăm cu adevărat. Însă, în Divine Manifestation și modul cum lucrăm și manifestăm lucrurile respective, chiar dacă sunt dorințele ego-ului, este că întâi facem munca energetică și asta e unul dintre punctele cheie de reținut, da? Cum de fapt, cum le manifestăm, cum le atragem în realitatea fizică, simțind dinainte emoția, trăirea lucrului împlinit. Da? Am nevoie de bani, simt lipsa, doresc banii. Cum fac? Mă duc la următorul nivel, palier vibrațional în care lucrurile preexistă, respective, da? Și ce fac? Mă aliniez vibrațional, în care simt acea abundență, simt bucuria, iubirea sau ce emoție presupune lucrul deja respectiv, deja manifestat. Ce se întâmplă la nivel energetic, făcând și închizând acest gap vibrațional, este că în energia mea închid, vindec, alchimizez, cum vreți să-i spuneți, acea lipsă. Da? Dacă o parte din energie, din suflet, din conștiință se ducea și avea nevoie de lucrurile respective, da? De persoana respectivă, crezând că asta o să mă satisfacă de suma de bani, că o să-mi dea libertatea sau siguranța sau care e emoția de bază, da? Făcând această muncă interioară, având ca scuză, dacă vreți, dorința respectivă, da? De fapt, dorința respectivă îmi dă motivul ca să fac munca interioară înainte. Da? Asta este prețul pe care îl avem de plătit interior de a face acel shift în conștiință, simțind emoția lucrului deja împlinit, da? Pentru că după aceea este lege că lucrurile, persoana, dorința se va și manifesta în realitatea fizică. Bun. Da? Deci acesta e un punct important. E o întrebare care pe mine m-a frământat mulți ani și respingeam dorințele. Da? Și atunci când respingem energia, de fapt respingem viața. Și nu avem cum să fim fericiți, pentru că știm de fapt, fericirea este un lucru total intern. Da? Este că atunci când energia circulă ascendent. Da? Pentru că, de fapt, nu în persoana respectivă, în suma de bani, în realizare, în proiect, în succesul de moment sau ce experimentez cu simțurile fizice, da? Ce este doar o plăcere contrafăcută, da? O bucurie contrafăcută, pentru că în momentele alea mintea se oprește. Da? Și atunci energia poate să circule liber. Da? Și atunci înțelegem că, de fapt, asta e cea mai importantă muncă pe care o avem de făcut.